Bănuiesc că ați aflat, ați și văzut, Biblioteca Municipală Radu Răsetinu dispare. Noi în două săptămâni ne mutăm, să spunem așa, și dacă sunteți interesați, și cu siguranță o să aveți nevoie de cărți în continuare, din 15 decembrie vă așteptăm la Muzeul Municipal de Istorie. Acolo va funcționa timp de un an de zile Biblioteca Radu Răsetinu pe partea de carte și la filiala Cosânzeana, pentru că clădirea aceasta va intra într-un proiect de reabilitare pe fonduri europene, care va dura până la finalul lui 2023. Iar apoi biblioteca va deveni cea mai digitalizată, să zic așa, bibliotecă din Moldova, dacă nu printre puținele din țară. Pe lângă partea fizică de anvelopare, vă enumăr faptul că veți avea săli de internet performante, ochelari VR, vor fi tot felul de tonomate de cărți prin oraș, de unde pe baza legitimației digitale veți putea împrumuta cărți singurei și după ce le citiți le aduceți tot acolo la tonomatele respective. Și multe alte lucruri interesante pe care sunt sigur că voi. Sală de PlayStation, sală de muzică și sală de ateliere. Dar o să mai aflați de pe internet despre ce o să însemne în viitor Biblioteca Radu Răsetinu. Deocamdată, bună ziua și bun găsit! Un eveniment special cu caracter oarecum medical, dar e mai mult un eveniment de conștientizare și în rândul adolescenților. Scrie, așa cum vedeți peste tot, endometrioză. Ce-o fi însemnând, cu ce se mănâncă, nici eu nu știam până acum câteva săptămâni, dar avem niște specialiști aici care s-au și confruntat o parte din ei cu boala, dar care și o să ne spună pe înțelesul tuturor și o să aflați și în ghidul ăsta despre endometrioză. El o să trimiți fiecare la finalul întâlnirii câte un ghid. E o boală destul de frecventă care apare atât în rândul adolescenților, dar și al adulților, și la fete și la băieți. Și cred că trebuie să știm din timp cu ce ne confruntăm, care sunt semnele și ce ar trebui să facem. Alături de noi, de la București, au venit așa pe vremea asta, dar sunt foarte bucuroși că au ajuns cu bine și că îi găzduim astăzi. Clarisa Iordache, care este președintele și inițiatoarea a tot ce înseamnă proiectul ăsta de endometrioză în România. Deci o și aplaudăm. O să aflați o poveste interesantă de la Clarisa, pentru că ea s-a confruntat cu boala asta, a luptat foarte mulți ani, habar n-avea că are boala respectivă și s-a luptat mult ca să primească acest diagnostic. Mai mult o să vă povestească chiar ea. Și e din Onești, eu nu știam că e din Onești, dar susține cauza, lucrează în domeniul IT, dar face de toate, mai ales pentru o cauză nobilă. Hai să-l aplaudăm și pe Bogdana Petri. Și mai departe, spre dau ștafeta, Clarisa. Vezi că tinerii din Onești sunt foarte inteligenți și perspicace și așa că trebuie să le spunem despre ce e vorba din prima. Mulțumesc, Ionuț, pentru prezentare și vouă tuturor pentru prezența astăzi aici. Bună ziua tuturor! Aș dori să mulțumesc în primul rând Bibliotecii Radu Răsetinu pentru găzduire și pentru invitație și, bineînțeles, și Primăriei Municipiului Onești, care, iată, astăzi sprijină un eveniment de conștientizare asupra endometriozei. O să mă cocoț acolo sus, nu ca să fiu deasupra, ci ca să vă văd până în spate pe toți și să vă mai mulțumesc încă o dată pentru că sunteți astăzi alături de noi. Să știți că am emoții, dar cred că sunt firești având în vedere subiectul de astăzi. Și mă bucur că sunteți într-un număr cât mai mare, pentru că asta înseamnă conștientizare până la urmă în privința acestui cuvânt despre care o să aflăm mai multe astăzi.
V-au luat de la școală, așa-i? Da. Da. De la ce ore, mai exact? Și vă plăcea sau? Nu. No. Deci sunteți fericiți că sunteți aici? Bun. Dacă toată lumea e fericită și eu sunt fericită la rândul meu că sunteți astăzi aici. O să încerc să vă spun o poveste astăzi. Și poate părea un pic tristă la început, dar o să vă rog să aveți răbdare cu mine și să vedeți exact despre ce este vorba, pentru că până la finalul poveștii o să vă dați seama că vă interesează pe fiecare dintre voi și că sunteți parte acestei povești, vreți, nu vreți, mi-aș dori să nu fiți, dar sunteți, pentru că de asta vă aflați astăzi aici. Haideți să începem așa. Vom vorbi despre niște subiecte oarecum sensibile și poate unii dintre voi o să fiți un pic timorați, poate aveți oarecum trac să vorbiți, vă îndemn să vă simțiți ca acasă la voi, ca între prieteni cu noi și să vedem ce iese la sfârșit. Povestea începe așa și o să vă rog să fiți alături de mine și să vedem câte dintre fetele din sală au dureri la menstruație. Ok. Hai să vedem mai departe. Câte dintre fetele din sală, Bogdan, au dureri care nu trec cu niciun fel de medicație? Ok, mulțumesc. Câte dintre fetele din sală ați făcut mișto vreodată de colegii voștri băieți? Eu sunt prima, acum la pe sus. Și voi, colegii băieți, câți dintre voi ați făcut cel puțin o dată mișto de vreo fată? Așa, așa. No, nu pot să cred, doar atâția. Și acolo, în colț, sus de tot. Așa, așa, mulțumesc. La tine mă uitam. Mulțumesc. Ei bine, la vârsta voastră lucrurile astea sunt oarecum normale. De ce spun oarecum normale? Pentru că miștourile astea de care vorbim noi sunt glumițe care vă ajută pe voi să vă cunoașteți între voi. Durerile nu mai sunt chiar normale și despre asta vreau să vorbesc astăzi. Și o să înțelegeți și voi, băieții, de ce sunteți în această zi alături de noi în sală. O să-l rog pe Bogdan și o să-l bat la cap să-mi dea slide-urile. Haideți să vă spun o poveste și să vă prezint pe Andreea. Andreea este una dintre membrele asociației pe care am creat-o în urmă cu 6 ani aproape. Și la un moment dat, acum câțiva ani, Andreea a fost o fată la fel ca voi, care s-a înscris într-un liceu și care voia să învețe, care voia să-și facă o carieră și care avea toată viața foarte frumos pusă pe foaie și în plan, desfășurată pe etape. Mă duc la liceu, învăț, mă duc la facultate, învăț, îmi găsesc un job, mă apuc și muncesc și îmi fac o carieră și o familie și un copil și tot așa. Sunt mai mulți copii. Bogdan? M-am gândit să vă prezint pe Andreea și cred că cel mai bine, nu știu unde să stau să vă și eu, pentru că prima problemă pe care a avut-o Andreea a fost o menstruație timpurie la 11 ani și care a debutat cu hemoragie. Știe toată lumea de aici ce înseamnă hemoragie, da? Ok, bun. N-a vorbit Andreea noastră niciodată despre ce înseamnă să devii femeie, ce înseamnă menstruație, ce înseamnă un contact intim cu un băiat. Niciodată n-a discutat Andreea lucrurile astea, nici cu părinții, nici cu profesorii, nici cu nimeni. Pentru că, exact așa cum spuneam la început, sunt lucruri care pentru unii pot părea jenante. Și dincolo de asta, noi fetele am fost învățate că astea sunt subiecte așa tabu și nu se vorbește despre ele prea mai peste tot așa. Ba mai mult,
sora ei, în momentul în care a debutat menstruația Andrei, i-a spus, ok, ai devenit și tu femeie, mare lucru. Ei bine, a fost mare lucru. Primele dureri, așa cum mă întrebam mai devreme și pe fetele din sală, Andreea le-a avut la 16 ani. Primele dureri care n-au mai trecut cu nimic. Zile întregi. Bogdan? Bineînțeles că n-a ascultat-o nimeni și chiar și pe vremea aia, și sunt niște ani de atunci, părinții spuneau, ok, pe toate femeile le doare. Și pe mine m-a durut, spunea mama. Și pe mine m-a durut, spunea bunica. Și asta nu ne-a împiedicat să ne ducem la școală, nu ne-a împiedicat să ne ducem la serviciu. Te mai vei da, că e normal să te doară. Asta înseamnă să fii femeie. Prima vizită la medic ginecolog, Andreea a avut-o la 14 ani. Și acolo s-a lovit de niște prejudecăți. Te rog. De atunci, de la prima vizită și până când Andreea afla ce se întâmplă în corpul ei, a văzut aproximativ 40 de medici. Și toți i-au spus că nu are nimic. Și că e normal să doară. Și că e normal să aibă o hemoragie lună de lună. I-au oferit pentru dureri medicație, dar ca să dai medicație trebuia să ai și un diagnostic. Și atunci a avut boală inflamatorie pelviană, anexită, cistită, orice alt diagnostic care putea să susțină o medicație în încercarea de a o ajuta, niciunul dintre aceste diagnostice nu era corect. Cam 15 ani a ținut așa. Știu, s-a făcut liniște în sală. Te rog. 15 ani până când Andreea a auzit în urma unei operații un diagnostic care suna așa, endometrioză. Greu de pronunțat, greu de dus. Din păcate, acea operație a mai venit cu un șoc pentru Andreea. Era cel mai avansat stadiu de boală. Atenție, nu este... Nu vă gândiți la ce e mai rău, deși se poate ajunge în unele cazuri acolo netratată corect. Te rog, Bogdan. Câți ani are Andrei acum? 31. O vedeți chiar aici. O vedeți pe... Da, sus în stânga. Da? Și este una dintre protagonistele filmului Endodisei pe care noi îl rulăm în această sală de la 3:30 astăzi. Sunteți invitați dacă doriți să rămâneți și să-l vedeți. 31 de ani. 4 operații. Toate greșite, suboptimale, să nu spunem chiar greșite, adică nu i-au surprins diagnosticul corect și nu i-au surprins tratamentul corect. Lunar, portica Andrei se umplea cu lichid. Și nimeni nu știa de ce. Lichid în cantități uriașe, după cum vedeți. La ultima intervenție chirurgicală, Andreea a rămas fără uter și fără ovare. Acum vă spun și vă dau din casă, pentru că Andreea mi este prietena și este cealaltă fondatoare a asociației Eu și Endometrioza. Când am cunoscut-o eu, s-a operat și a rămas fără organe la 6 luni după ce s-a căsătorit. Și fără posibilitatea de a deveni mamă vreodată. Te rog, Bogdan. Și ca ea sunt multe. Ea este Roxana, o altă prietenă și membra asociației, dragă mie. 12 ani avea când i-a venit prima oară menstruația. Tot cu dureri, tot cu flux abundent. Primele anticoncepționale le-a luat la 15 ani. Știu că poate părea un pic de neînțeles, dar la vârsta aia, dacă iei tratament hormonal și nu-l iei mai ales pentru ce trebuie, toți hormonii tăi
pentru tot restul vieții o iau razna. Andreea a avut mai multe probleme, 11 ani până la diagnosticul corect. I-au fost tăiați vreo 15 cm din intestin și multe alte intervenții complicate, pentru că această endometrioză se extinsese la Andreea foarte mult, iar în cei 11 ani avansase și prinsese o grămadă de organe. Vă mai prezint pe cineva. O vedeți și acolo, faceți cunoștință cu Emma, a cărei menstruație a venit prima oară la 8 ani. Nu 13, nu 11. Și la 13 ani s-a trezit și cu un chist pe ovar. Știe toată lumea ce înseamnă asta, da? Ok. Primele dureri cronice Emma le-a avut la 15 ani. Și iarăși, nu mi s-a explicat prea mult ce se întâmplă în corpul ei și de ce se întâmplă toate lucrurile astea. 18 ani a trăit fata asta cu aceste dureri și cu aceste probleme până când cineva i-a spus pentru prima oară endometrioză. Nu se discută lucrurile astea, după cum vedeți, și sunt convinsă nici în școală, nici acasă și nici într-un cabinet medical de multe ori. Emma a avut și ea două intervenții chirurgicale care n-au fost chiar ce trebuia, iar în 2019 din nou s-a trezit cu un stadiu avansat al acestei boli, chiar și după aceste intervenții. De ce se întâmplă toate lucrurile astea? Păi hai să vedem. De câte ori ni s-a spus că este normal să avem dureri? Okay. De câte ori mi s-au recomandat analgezice pentru durere? De câte ori v-a crezut cineva că vă doare? Foarte puține mâini ridicate. De câte ori nu v-a crezut nimeni că vă doare? Întreb. Îmi fac datoria să întreb, pentru că știu că se poate întâmpla. Da? De câte ori există oare dureri la un contact intim? Cele care, sau cei care aveți deja? Ok. De câte ori ați renunțat să mai mergeți la școală pentru că vă durea? Se întâmplă lucrurile astea pentru că una din 10 femei din lume suferă de această boală, care se numește endometrioza. La noi în țară, niște statistici neoficiale așa spun că ar fi vreo 500.000 de femei deja diagnosticate și aici vine partea care vă interesează pe voi în perspectivă. Aproximativ 50% din cazurile în care o femeie nu poate să conceapă un copil sunt din cauza acestei boli, endometrioză. Nediagnosticată corect și la timp, această boală, în unele cazuri, poate să pună în pericol chiar și viața. Și ce vă interesează pe voi în prezent? 70% dintre adolescentele ale căror dureri nu trec nici cu medicație, sunt diagnosticate printr-o intervenție chirurgicală cu endometrioză. Și din acest motiv mă aflu eu astăzi aici, ca să nu ajungeți acolo. Ca să nu faceți și voi, să nu îngroșați această statistică. Și acolo unde sunt dureri, și atenție, țin să specific că nu orice durere înseamnă și este egală endometrioză. Nu orice adolescentă care are probleme la menstruă este diagnosticată cu endometrioză. Din acest motiv, rolul meu aici este să vin să vă prezint toate poveștile astea și să vă ajut să înțelegeți că este un subiect serios care poate câteodată, în unele cazuri, exact cum ziceam, 75%,
să reprezinte și un diagnostic la fel de serios. Și atunci, rolul meu este să vă îndemn să vorbiți. Pentru că așa cum am văzut la început, ni s-a spus că este normal să ne doară. Și dacă este normal, nu vorbim. Pentru că o normalitate nu este de discutat. Mai mult decât atât, ni s-a spus că este un subiect, menstruația și fluxul abundent, sunt subiecte despre care nu e frumos să vorbești. Era să zic politically correct. Trebuie vorbit, pentru că este posibil să vă uitați așa, stânga-dreapta. Uite acolo, văd în mijloc vreo 4 fete. Te rog, tu care stai așa, uite-te în dreapta. Uite-te în stânga ta. Da? Înțelegi ce vreau să zic? Este posibil ca fiecare dintre noi să cunoaștem pe cineva care poate fi colega noastră, prietena noastră cea mai bună, sora noastră și, atenție, mama noastră, care să stea crezând că este normal cu aceste dureri și cu alte simptome despre care o să mai povestim, ani de zile și să nu meargă la medic. Până când se trezește cu un diagnostic care greu mai poate fi reparat ulterior. Și atunci, te rog, Bogdan, haideți să povestim ce înseamnă și de ce e important să știți și de ce e important să vorbiți despre probleme atunci când sunt sau să le semnalați celor la care le vedeți că poate să treacă prin ceva care poate să fie endometrioză. Endometrioza, ce înseamnă ea, practic? Este un diagnostic medical care presupune migrarea unor celule asemănătoare celor care căptușesc uterul prin corp. Se plimbă ele așa de capul lor. Încă nu se știe, sunt tot felul de teorii, dar nu se știe exact de ce se plimbă de capul lor și ce le face să se plimbe. Iar acolo unde ajung prin corp, creează probleme. Chisturi, noduli, aderențe. Aderențele sunt așa, niște benzi subțirele sau mai groase în unele cazuri, de țesut, care prind organele între ele. Iar una dintre problemele pe care le generează endometriosa este acest pelvis înghețat, îi spun medicii, adică acele aderențe care prind toate organele din burtică și le țin acolo strâns și nu le mai lasă să se miște liber. Și ulterior duc la probleme foarte grave. Ei spun că este o boală cronică, pentru că momentan nu s-a găsit un tratament definitiv pentru ea. Atenție, nu se transmite, da? nici prin atingere. Nu este un virus care să se transmită pe calea aerului, nu se transmite prin contact sexual. Iar toate aceste leziuni pe care le provoacă endometrioza pot fi regăsite peste tot în organism. Sunt studii care au arătat că au fost găsite la femei chiar și la creier. Atenție, au fost găsite leziuni de endometrioză și la bebeluși încă nenăscuți sau la fete cărora nu le venise prima menstruă. Și de asta ne aflăm astăzi aici, pentru că asociația noastră a publicat de curând un ghid, al doilea ghid despre endometrioză de la noi în țară, tot în premieră și acest ghid, pe care eu vi l-am dedicat vouă, tuturor celor care sunteți astăzi aici și tuturor adolescenților care este nevoie să știe despre această boală. Ce cuprinde ghidul și de ce sunt și băieții în sală? Ghidul este scris din două perspective. O perspectivă pentru fete și o perspectivă pentru băieți. Eu nu îți spuneam mai devreme că afectează și băieții. Afectează băieții, de fapt bărbații, într-o măsură foarte mică și de regulă doar în cazurile în care acești bărbați fac niște intervenții chirurgicale mai la bătrânețe pentru niște probleme urologice și li se administrează estrogen. Estrogenul este un hormon de creștere
pe care noi, fetele, le avem în cantități mai mari decât băieții, dar doar atât în momentul de față afectează băieții. În schimb, eu am scris acest ghid împreună supervizat de către medicii cu care colaborăm, l-am scris din două perspective, și pentru fete și pentru băieți. De ce? Pentru că sunteți voi, băieții, cei care stați toată ziua lângă fete. Cei care m-ați ridicat câteva mâini, cel puțin odată ați râs de o fată, așa ați făcut mișto. Poate chiar când era la menstruație, poate chiar când, nu știu, ați văzut câteva pete pe îmbrăcămintea ei. Și lucrurile astea noi încercăm prin evenimente de conștientizare să le schimbăm. Pentru că ele sunt niște procese fiziologice pe care fetele de lângă voi nu le controlează. Nu le doare burtica pe fete pentru că vor ele să le doară burtica. Se întâmplă ceva acolo. Și este nevoie să știți și voi, și mai târziu este nevoie să știți și voi lucrurile astea, pentru că astăzi poate sunt doar colegele voastre. Mâine, poate aceste colege sau poate alte fete vor deveni prietenele și ulterior partenerele voastre, soțiile voastre, și veți dori să faceți un copil cu ele și s-ar putea să nu poată. Și atunci este nevoie să vă amintiți, eu știu, peste vreme, că cineva a venit într-o zi la voi și v-a scos de la matematică ca să vă spună că există o boală de care suferă foarte multe femei și poate spuneți și voi medicilor, știți? Nu cumva credeți că ar putea să fie endometrioză? Eu am trăit așa 10 ani de zi. Dintre care, în ultimul an, din aceștia 10, le spuneam eu medicilor. Eu cred că am endometrioză. Și nu mă credea nimeni. Și niciun medic nu îmi spunea, da, ai endometrioză. Ba mai mult, m-au trimis la psihiatru. Pentru că nimic din analizele pe care mi le făceau nu justifica durerile atroce pe care le aveam. Și să știți că în unele cazuri, unele femei au aceste dureri care nu trec nici măcar cu morfină. Eu le-am avut așa aproape 10 ani. Am fost diagnosticată după acest timp cu endometrioză de 2 medici în aceeași săptămână. Și am avut noroc că am fost cumva stadiu incipient și că n-am fost într-una din situațiile Andrei, Emei sau Roxanei, pe care vi le-am povestit mai devreme, și care să nu mai îmi permită ulterior să vin în fața voastră astăzi și să vă povestesc despre endometrios. Din acest motiv am publicat acest ghid, pe care vi-l dedic cu toată dragostea mea vouă, tocmai pentru că sunt foarte puțini medici care știu să diagnosticheze endometrioză. Și tocmai pentru că foarte multe dintre femeile și de la noi din țară și din străinătate și-au pus diagnosticul ăsta singure înainte ca un medic să le ajute și să îl ofere ca fiind diagnosticul lor corect. Te rog. Aici avem o selecție din cum arată acest ghid. Nu vorbim doar despre endometrioză, vorbim despre tot ce înseamnă viața de femeie, tot ce înseamnă să fii bărbat și tot ce înseamnă cuplu. Drept urmare, de asta avem aici o poză cu un băiat foarte drăguț, mai mare un pic ca voi, că n-am găsit prea mulți adolescenți când am făcut ghidul pe care să-i pozez și să-i pun acolo, dar o să vedeți despre ce e vorba. Am găsit un băiat care ține în brațe o fată pe care o doare. Care a fost și ea operată. Te rog. Putem preveni. Ăsta este mesajul cu care aș vrea să plecați în urma intervenției mele de astăzi. Putem preveni toate lucrurile astea. În primul și în primul rând. Dacă vedem, n-am scris acolo, dar vă spun eu. Dacă vedem în jurul nostru colege care suferă o lună,
două, trei și continuă suferința lor. Încercăm să vorbim cu ele, să vedem, v-am trecut în ghid o grămadă de sfaturi. Cum să abordați o fată care are probleme? Că poate e rușine încă să vorbească, dar e colega voastră și fiți atenți cu toții, și fete și băieți, la ea. Vedeți ce are nevoie. Poate are nevoie să o ajutați să meargă acasă. Poate are nevoie să cheme pe cineva. Dacă nu îndrăznește ea, vorbiți cu profesorii voștri, pentru că stați foarte mare parte din zi, o petreceți la școală. Vorbiți cu profesorii și puteți să semnalați aceste cazuri. Dacă aveți medic în școală, cu atât mai mult. Vorbiți cu părinții. Și voi, fetelor, la fel, îndrăzniți, pentru că de multe ori un diagnostic întârziat este din cauza faptului că femeile nu vorbesc. Și o să vă povestesc ce s-a întâmplat acum 2 ani în campania de conștientizare națională pe care am organizat-o în școlile și liceele din România. Mergeam cum am venit azi la voi. Și mergeam la Arad, mergeam la Constanța. Și la fel le povesteam fetelor și le puneam să ridice mâna. Și foarte multe, ca și azi, ridicau mâna că aveau dureri. Nu de puține ori, după prezentările mele, au fost fete care veneau și îmi spuneau, știți, eu am 13 ani și sunt deja operată de endometrioză. Și am întrebat, cum ai ajuns aici? Păi un an jumătate, mie mi-era rău în fiecare lună și mama mă trimitea la școală și îmi spunea că mă prefac. Și profesorii nu mă credeau, până când m-au luat cu targa din școală și m-au băgat direct în operație. Asta este rolul meu și al asociației Eu și Endometrioza în fața voastră, a tinerilor. Să nu mai ajungeți aici. Și primul pas ca să nu mai ajungeți aici este să vorbiți voi. Și poate vi se închide o ușă în nas prima oară. Poate primul om pe care îl alegeți, căruia să-i spuneți, nu vă crede. Mergeți mai departe. Mergeți la un profesor în care aveți încredere. Mergeți la un medic. Mergeți la mai mulți medici. Și spuneți-le voi. Întrebați. Credeți că ar putea să fie? Oferiți-le ghidul. Și informații. În ghid sunt peste 100 de studii de care vă puteți ajuta în ceea ce privește endometrioza la adolescente. Toate lucrurile astea, așa cum spuneam, sunt și mâna medicilor. Și este nevoie și ei să știe despre această boală ca să vă poată ajuta. De multe ori am întâlnit situații în care adolescentele îmi scriau pe paginile noastre de social media și întrebau, în orașul meu este vreun medic care știe despre această boală? Pentru că, din păcate, acest rol și o astfel de scenă astăzi ar fi trebuit să fie și din partea medicilor. Sunt o mână, vă spun. O mână de medici în țara asta care știu să diagnosticheze și să trateze corect endometrioza. De mâna aia de medici ne-am lipit noi și ne ajută cu sfaturi, dar acești medici creează rețele. Și din ce în ce mai mulți, în ultima vreme, au învățat măcar să o diagnosticheze corect.